Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel s-a prelungit recensământul. Încă o săptămână. Exact cum anticipam. Când a intrat domnul președinte Tudorel Andrei, dacă n-am tras de dânsul, hai domnule, zi și mă tare, ce știe toată lumea că o se întâmple. Se prelungește? O să vezi. Hai domnule, că știm că prelungiți, că pe bune, adică n-aveți încotro. Întrebarea e dacă mai puteți să prelungiți și după. După am senzația că nu mai merge, că e lege, s-a terminat. După prelungire. E lege? E lege cu atâta durează. E termen limită ceva. Serios? Adică deci să nu... asta a fost, papa. A început. Da, tu ai reușit să spui ce... Pe 14 martie a început, în sfârșit aparent se termină pe 31 iulie, că n-au încotro. Deci după jumătate de an se termină recensământul. Sunt curios cât o să strângă. Da, m-am autorecenzat, adică nu m-am, mă scuzați, am fost recenzat ieri. M-am dus la primărie. Și ți-a plăcut? În mediul rural. Da, am purtat mască, arătam ca un ciudat. Eram singurul care purta mască acolo. A fost o doamnă foarte drăguță. Am stat un pic la coadă, nu era mare aglomerație, erau câțiva oameni. Venea și te întreba, din Corbeanca sau din București? Zic, din Corbeanca, poftiți. Mai erau niște domni care au greșit, au răspuns din București și au rămas afară. Nu știu. Serios? Ce s-a întâmplat, da, discriminare de asta. Locală. Da, cred că oamenii nu erau, adică erau confuzi, cred că s-au gândit că aveau buletinul în continuare din București. Că există o anumită categorie de populație care are experiența anilor de demult. În principiu, dacă aveai buletin de București, nu îl dădeai pentru nimic în lume. Nu mai e cazul acum. Nu mai e cazul, da, adică asta dacă e. Ții mulții să-l votezi pe Nicușor. Unii au rămas, da. Sau pe să votez la primăria generală, da. Bun, deci asta e, am fost recenzat acolo, mi-au pus întrebări, le-am descoperit că nu există meseria de jurnalist. M-a întrebat ce meserie aveți. Jurnalist sunt. Jur, n-avem. Nu, serios, gazetar, gaz, n-avem nici cu, avem cu gaze, ce mai vreți. Am găsit până la urmă ziarist, cu mare dificultate. M-a întrebat, azi, prezentator TV? Nu mai a fost, nu mai e cazul. Că asta prezentator aveau. Radio n-aveau? Nu. Cu radio nu era mai nimic, era ceva cu radiații, radiologie, nu știu ce, dar radio nimic. Nu aveau radio. Și după care m-a întrebat și firma noastră ce face. Păi zic, ce să facă? Produce conținut, audio, profit. Video. Ai zis profit. Da, profit. Da, zice, nu, n-am găsit, la fel, programe radio n-am găsit, am găsit cinematografie și programe culturale. Deci sunt încadrat la ziarist, programe culturale și care mai e rostul cinematografice. Nu știu, dar cred că acestui o să fie... recensământ, dacă nu sunt de aia, nu sunt de aia. Nu știu, nu m-am găsit, o să fie foarte mulți ziariști care produc programe cinematografice. Acum industria cinematografică o să aibă un mare avânt. Da. Și am mai descoperit un lucru absolut surprinzător. M-a întrebat studii superioare? Da, zic, ar fi ceva. Da, zice, unde? Păi la Politehnică. Cum adică? Cum se cheamă? Păi zic, acum îi spunea Universitatea Politehnică, dar atunci îi spunea Institutul Politehnic. La căutare, n-avem. Zic, doamne, e foarte mare, nu se poate. Adică e Institutul Politehnic din București. Era pe vremuri. Încercați cu Universitatea Politehnică. În ce perioadă? Perioada aia nu există. A găsit, în schimb, zice, aveți asta, Institutul Politehnic Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu, eu zic, eu n-am făcut Gheorghe Gheorghiu Dej. Mă gândeam și Ștefan Gheorghiu, totul altceva. Nu, zic, era... Băi, am verificat după aceea pe net. Până la urmă l-am ales pe ăsta. Zic, haide, spuneți ăsta, Institutul Politehnic Gheorghe Gheorghiu Dej din București. Care o fi ăla? Mă, ăla a fost. Ăla era? Da. Într-o anumită perioadă, aparent, statul român știe că până în 1990 ăla s-ar fi numit Institutul Politehnic Gheorghe Gheorghiu Dej. Deci Politehnica noastră dragă, da, din, da, București. Jumătate din jurnaliștii din România au trecut pe la Politehnică. La Gheorghiu Dej. Păi n-a știut nimeni niciodată. Habar n-aveam că este Gheorghe Gheorghiu Dej. Și cauți pe net, nu găsești referiri decât undeva pe Wikipedia, cineva zice, care a purtat într-o vreme acest nume. Dar care vreme... Nu se știe. Nu se spune. Gheorghe Gheorghiu Dej, unul dintre liderii comuniști ai României, care cred că fusese ceferist sau ceva de genul ăsta, deci de asta a zis, mamă, ăsta a lucrat la CFR, de ce? Pe inginerie. El nu era inginer, asta e, nu știu ce era el pe acolo. Da, deci Institutul Gheorghe Gheorghiu Dej. Eu asta am absolvit. Și acum dacă mă întreabă cineva, eu ce spun? Ai fost la Gheorghe Dej. La Gheorghe Gheorghiu Dej, nu? Da. Cam asta ar fi. În rest, da, am rezolvat această problemă, sunt foarte mulțumit. Aștept să văd câtă producție cinematografică trebuie să fac de acum. Că dacă m-au trecut, au așteptări oamenii de la mine, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.